În continuare, avem deosebită bucurie de a-l avea alături de noi pe domnul Marcel Petrișor, profesor, scriitor și deținut politic, membru al Uniunii Scriitorilor, lider al asociațiilor foștilor deținuți politici și prieten devotat al monahilor. Domnul Marcel Petrișor este cel care a prefațat cartea Maria Sa Neagoe Basarab. Domnul Marcel, vă rugăm să veniți să ne spuneți câteva cuvinte. Bine, mai bine. Tuturor celor pe care nu i-am văzut până acum, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și bine că ne vedem cu ocazia asta, ocazia în care, uite, e vorba despre acest domnitor, cap de dinastie, să zicem, sau de românești. Prietenul meu, domnul Răzvan Codrescu, Vasile Nador, v-a spus despre el o serie de lucruri pe care le-ați auzit, poate, în sfârșit, le-ați mai auzit și la altă dată. Și eu ce să spun ca detaliu academic, scritoricesc, domnesc la adresa lui, decât la adresa Domnului și a precedentului vorbitor, Răzvan, decât că ce domn grozav am avut. Tare ar fi nevoie ca și astăzi, din evul ăla mediu în care se vorbea despre tunecim numai ale spiritului, a ieșit o figură ca cea a lui Neagoe Basarab, care tare ne-ar fi necesară în zilele de astăzi. Iar foarte necesară. Dintre cântecele corale pe care le-am auzit, în acest caz, zic că se desprind niște fragmente de rugăciuni adresate Bunului Dumnezeu să intervină totuși și în lumea noastră, cea de astăzi, că altă scăpare nu se prea vede încolo și încoace sau din altă parte decât de la Dumnezeu. De ne-ar blagoslovi Dumnezeu cu un domn, ca să nu zic altceva, măcar așa să fie și cu sufletul și cu intențiile celui, adică cele avute de Neagoe Basarab. Eu sunt din Ardeal, dintr-o familie în care părinții mei învățători, mama zicea, a ținut să mă învețe nemțește cu orice chip și spunea, dacă știi nemțește, vorbești și cu împăratul, dacă știi latină, vorbește cu Dumnezeu și zice, dacă ai și titluri onorifice de doctor, nu de medic în sensul de doctor, cum e și în sensul astăzi perceput a cuvântului, zice, nici în fața lui Dumnezeu nu-i tot una. Deci vreau să spun că în Ardealul nostru, așa cum era, în vremile astea, mă rog, la care le-au apucat și ei în parte și noi, era, avea mare trecere. Ideea de domn, se credea că în cer e Dumnezeu stăpân, pe pământ împăratul și noi, ceilalți supuși
trebuie să-i consultăm, să-i auzim, să vedem ce zic, ce fac sau ce trebuie să facem noi la adresa, la spuselor lor. De-aia mama zicea că odată popa n-a fost în regulă la înmormântarea unei rude, când a spus, eu întreb, dar ce a spus popa rău, că mama era revoltată? Deci a zis numai la pomenire, pomenească-se robul lui Dumnezeu cu tare, cu tare, și numai atât. Păi zic, ce trebuia să mai spună? Să spună robul lui Dumnezeu, doctor Tudor, mă rog, mai departe, cum se numea. Pentru că nici în fața lui Dumnezeu, zicea mama, dă scăliță de asta, care învățase la școală, ungurește și nemțește, nu-i tătuna să ai sau nu titulă. Titulul, așa era, de atâta. Mă rog, în modelele respective, Neagoe Basarab, nu știu ce titlu sau ce teză doctorală ar putea fi făcută despre el ca să-l redea în toată plenitudinea personalității sale. Ieri am fost pe la Comana. M-am dus cu un prieten de-al meu, mi-a zis, o să-ți arăt ceva. Comana e aproape de un fel de poligon de trageri la Mihai Bravu, unde armata noastră se exersa, în sfârșit, armele și făcea instrucția respectivă. Bine, și ce e aici? Zice, dragă, astăzi nu mai e așa ceva. Lipsește, zice, armata asta a fost desfințată, am văzut. Dar zice, avem altceva. Și s-a instituit aici, pe locul ăsta, corpul militar american Patriot, patriotul. Băi, și zic, ce fac ăștia? Zice, hai să vedem, să-ți arate. Omul care m-a condus acolo, mi-a văzut, veniseră într-adevăr pe poligon. Na, mă rog, instalaseră, venea din Turcia, că nu s-au înțeles cu Erdogan, probabil. Și întreb, m-am mai plimbat prin sate pe asta, înțeleg, pe oameni la cârciumă, la biserică, la asta. Toți vorbeau, zice, cât a fost înainte armata asta, zice, mulți s-au căpătuit. Dar se întrebau unii, zice, dar acum să vedem cu americanii cum o fi. Alții dincolo zicea, mă, nu știu cum o fi, fiu cum o fi, numai rău să nu fie. Că dacă se bat peste noi, zice, ăștia de aici cu ăia de dincolo, fără să precizeze unde, vai de capul nostru. De ce vai de cap? Păi ce, astăzi nu mai avem domni. Cum? Mai mult, zice, uite, aici la Comana, zice, știi că, am vorbit și cu starețul de acolo, știi că aici a fost ucis Vlad Țepeș, n-am știut chestiunea respectivă. Și mă rog, întrebându-l ulterior pe stare și pe asta la Comana, într-adevăr, există dovezi că acolo armata lui Vlad Țepeș s-a întâlnit cu cea lui Leaută Basarab și că din asta Pietru Țepeș a sfârșit. Lângă o fântână era și acolo ilustrată toată povestea asta, în natură, în pădurea aia, că e o pădure foarte frumoasă. Și zic că e o frumoasă mănăstire, iar starețul, am văzut și în imaginele respective, era locul pe care, care a făcut, a meditat și Sava Brancovici, sârbul nostru, adică spre principele controverse, că e din familie sârbă, că e din familie românească, sunt și acolo încă lucruri nestabilite, cum spunea starețul de plin. Dar fapt cert era că în mănăstirea asta, Sava Brancovici a stat, a meditat și după aceea sfârșit s-a dus și a fi făcut el ce a făcut pentru Biserica Ortodoxă.
Și mi-arată starețul, mi-arată o chestie foarte interesantă. Ce stai să-ți arăt dacă tot ai venit la mănăstire aici? Mi-a arătat sala tronului, cum a fost, mă rog, pe vremea lui Șerban Cartacuzino, când a fost mănăstirea restaurată. Și, în sfârșit, ce într-o mănăstire, să văd foarte multe lucruri interesante. Dar, la urmă, înainte să plec, zice, hai să trecem și pe la osoar. Mănăstirea Cumana are un osoar, unde strânse oasele, scrie în cărțile date de acolo și în prospectivele astea turistice, că sunt oasele celor căzuți în războiul dintre Mihai Viteazul și Selim Pașa. Și apropo de călătorul ăla din Alep, de care pomenea și Adolf, că în mănăstirea asta, zice, e așezată într-o așa mare mlaștină încât, zice, dacă ar fi atacat-o turcii aici și nu la Călugăreni, adică câțiva kilometri mai încolo, cred că mureau toți, zice, înnecați în mlaștina respectivă. Dar starețul adaugă un fapt. Zice, eu i-am strâns, zice, tot felul de oase care am găsit, am adus aici în osoarul respectiv, trebuie să vedeți, să mergeți, sunt așa pe categorii, război de la Călugăreni, Mihai Viteazu, Sinan Pașa, după aceea cele din 1918 și după aceea cele din războiul, mă rog, ulterior care s-a mai petrecut pe acolo și n-a zic bine, frumos. E ca la Lavra Pecerska aia în la Kiev, la în Ucraina. Acolo scrie la un moment dat pe piramida de capete care o poți vedea și în osoarul ăsta. Zice, măbălica, că vă, vă buzice, că mă, noi suntem, n-am fost ca voi, voi veți fi ca noi, băgați de seamă, nu uitați că veți da seama la o judecată în cer. Dar eu zic, și bun, astea sunt oasele aici strânse. Și zice, ăsta, stariță, zice, stai să-ți mai arat ceva. Din când în când, deci mai vine pe Neașlov câte o tibie, câte un craniu, câte un fragment de os și o le culeg pe toate. Păi eu zic, de unde vin astea? Păi ce, de la Jilava. Că știți, ați auzit de faimoasa Jilava. Faimoasa Jilava a avut și ea un cimitir în curtea bisericii, cimitir care nu mai există pentru că cetățenii au cumpărat din Jilava, au cumpărat cimitirul, au dezgropat morții care erau acolo, morții închisorii. Unii care au găsit oasele, le-au pus într-un lipideu, într-o cearceafă și le-au așezat alături de morții lor, dar alții le-au luat, astea nu sunt oasele noastre, zvârc cu ele în Neașlov, într-un braț al Neașlovului care curge pe acolo, pe sunt. Coasta bisericii din Jilava, unde a fost cimitirul, și zice, ajunge și la mine. Și eu m-am gândit să-i strâng și pe ăștia. Așa se face că cimitirul ăsta, adică cimitirul se continuă în Comana și în acest osoar, în care, mă rog, odihnesc rămășițele respective. Am avut spus despre chestia asta, că mâine e așa zis-o, a zis ziua țăranului sau, mă rog, român, dar mâine ziua deținutului politic. Și în cadrul, mă rog, acestei moment, nu m-am putut să mă rețin să nu vorbesc și despre această treabă a Jilavei
legat de o mănăstire, mănăstire care e legată de numele unui domnitor, pe care bine ar fi dacă Dumnezeu ne-ar mai blagoslovi cu așa ceva și în zilele noastre. Da? Și cam atâta. Restul...